Actualul primar al orașului Azuga reziliază contractele de administrare a pârtilor Cazacu și Sorica din localitate. Conform investigațiilor sale în actele vechi administrații locale, cel puțin din anul 1996, 90% din banii cetățenilor orașului s-au dus spre domeniul schiabil. S-au băgat în jur de 50 de miliarde de lei în pârtia Cazacu, la dolarul de pe timpurile alea. Dacă îl transformăm acum și nu mai spun să aducem penalități, sunt vreo 150. Conform declarațiilor făcute de actualul edil în cadrul emisiunii Prin Plan de la VPTV, banii au fost cheltuiți prin contracte care vizau menajere, pârtie schi, studiu de fezabilitate, săpături, plase, numai că multe dintre devizele și recalculările de devize identificate în sume foarte mari atestă lucrări făcute după omologarea pârtiei. Să admitem că trebuia făcută treaba asta. V-am spus care sunt de acord, dezvolți, ai acolo, ți-a Dumnezeu chestiune, fă-o. Frate, dar înapoi ce se întoarce? Dar nu numai că înapoi se întorc sume ridicole, actualul edil pune pe tapet alte cheltuieli suplimentare ale administrației locale. După ce se face investiția asta, primăria mai cheltuie vreo 8 miliarde pe an să le plătească și curent și toate celelalte. Și asta nu mai zic eu. Zice Curtea de Conturi. Rezilierea vizează și activitatea de transport pe cablu din stațiune.